sunt observații la ordinea de zi. Dacă nu sunt observații la ordinea de zi, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Și abține cineva? Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesele verbale ale ședințelor anterioare, ordinara din 15 a 12 și extraordinara din 22 a 12, 10 a 1, 17 a 1 și 20 a 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Intrăm în ordinea de zi. Da. Înseamnă că am aprobat din 15 decembrie. Aprobăm fiecare proces verbal în parte. Procesul verbal al ședinței extraordinare din 22.12.2021. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Pentru procesul verbal din 10 ianuarie 2022. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Pentru procesul verbal din 17 ianuarie 2022. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Procesul verbal din 20 ianuarie 2022. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, se abține cineva? Unanimitate. Întreb în ordinea de zi. La primul punct este proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a municipiului Ionești pentru anul 2022-2023. Am acum? Da. Proiectul 17 va fi retras de pe ordinea de zi. Înțeleg la domnul secretar că mai trebuie reanalizat. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta reșatul de aprobare la proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a municipiului Ionești pentru anul 2022-2023. Rețeaua școlară este formată de totalitatea unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate provizorii, care sunt organizate de autoritățile administrației publice locale și funcționează pe anumite rază teritoriale administrative teritoriale, coordonate și monitorizate de către inspectoratul școlar județean. Pentru asigurarea accesului egal la educație și formare profesională, autoritățile administrației publice locale, în baza avizului conform al inspectoratului școlar, aprobă organizarea, funcționarea, după care dizolvarea unor structuri de învățământ fără personalitate juridică, ca părți a unei unități de învățământ cu personalitate juridică și subordonate aceleași ordonator principal de credite în condițiile legii. Față de cele prezentate, propunem de aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Comisia numărul 1 a avis favorabil. Comisia numărul 3? Favorabil. Dacă există discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt observații, trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Se trece la proiectul de hotărâre următor, proiectul numărul 2, proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului de activitate a asistenților personale ai personalului cu handicap grav, semestrul 3 al anului 2021. Inițiator, ne vine Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta reportul de aprobare la proiectul de hotărâre. Având în vedere prevederile legale în vigoare, Direcția Generală de Asistență Socială din municipiul Ionești are obligația de a prezenta semestrial Consiliului Local raportul de activitate la asistenților personale persoanelor cu handicap grav. Astfel, din prezentul proiect de hotărâre este prezentat raportul cu privire la atribuțiile și obligațiile care devin asistenților personali în vederea ameliorării situației persoanelor cu handicap grav, astfel încât aceștia să primească îngrijirea specială la nivelul la care starea lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanț de nevoi fizice, personale, sociale și spirituale. Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1 a avis favorabil. Comisia numărul 3? Favorabil. Mulțumim. Dacă sunt observații? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru?
Cine este împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni, lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, beneficiarilor de ajutor social, precum și persoanelor publicate în baza legii 272 din 2004, să presteze lunar acțiuni, lucrări de interes local pe anul 2022. Inițiator, ne vine Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare. În baza prevederilor legale, primarul municipiului Sulănești are obligația de a întocmi planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, beneficiarilor de ajutor social, precum și persoanelor obligate să țină evidența efectuării acestor ore și să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni sau lucrări de interes public local. În vederea emiterii deciziei de plată a ajutorului social către agențiile de prestatoare de prestații sociale, este nevoie de aprobarea unui plan de acțiuni, lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, potențialelor beneficiari de ajutor social, dar și persoanelor obligate prin sentințe civile de a presta aceste ore lunar pe durata aplicării măsurii de protecție specială. Acest plan de acțiuni sau lucrări de interes local trebuie aprobat anual prin hotărârea Consiliului Local și poate fi reactualizată ca cursul anului în funcție de necesitățile comunității și de numărul de persoane acte de muncă ce solicită acordarea ajutorului social. Având în vedere cele menționate, vă propunem să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia numărul 1 are aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumim. Dacă există discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normei zilnice de hrană pentru beneficiari în anul 2022 la Căminul pentru Persoane Vârstnice din strada 8 martie, numărul 26, municipiul Onești. Inițiator, ne vine Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare. Anual, Consiliul Local stabilește costul mediu lunar de întreținere, care nu trebuie să fie mai mic decât standardul minim de cost an beneficiar, în valoare de 25.738 lei, acesta fiind prevăzut în hotărârea Guvernului României numărul 426 pe 2020, privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, rezultând astfel un cuantum minim de 2.145 lei lunar lună de beneficiar. În fond de cele precizate, precum și de materiale înaintate, vă propunem să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia numărul 1 are aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumim. Dacă sunt observații pe marginea proiectului. Dacă nu sunt observații, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele strategiei naționale anticorupție 2021-2025. Inițiator, ne vine Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare. Strategia națională anticorupție 2021-2025 are ca drept scop principal promovarea integrității prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional de prevedere și de prevenire și combaterea corupției în România. Strategia urmărește creșterea gradului de cunoaștere și înțelegerea standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice, dar și consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative, precum și creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor. Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 a impus tuturor instituțiilor și autorităților publice, centrale și locale, inclusiv cele coordonate, aflate sub autoritatea, precum și întreprinderile publice, obligația îndeplinirii procedurilor privind asumarea unei agende de integritate organizațională. Față de cele prezentate, propunem aprobarea proiectului în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat.
Are cuvântul reprezentantul comisiei, comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumim. Dacă sunt observații pe marginea proiectului, dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat practicate de SCDPPSA în anul 2022. Inițiator Neghine Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare. Nivelul prețurilor și al tarifelor pentru clasa serviciilor de administrare a domeniului public se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a ratelor privind restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce derivă din contractul de legare a gestiunii și include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii digitale urbane, precum și profitul operatorului. Ținând cont de dispozițiile legale în vigoare, precum și de cele precizate în documentele înaintate, este necesară corelarea corespunzătoare a tarifelor pentru serviciilor de administrare a domeniului public și privat din municipiul Onești, conform proiectului de hotărâre. Având în vedere că fundamentarea acestor tarife respectă metodologia legală în domeniu, urmează să analizați decizii în consecință. Mulțumim. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizează Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil și la Comisia 4. Mulțumim. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Aș avea o întrebare către domnul secretar, cu care am discutat și cu colegii înainte. Legată de existența domnului Dantă un conflict de interese, pentru că știm că și la școli n-a mai fost în Consiliul de Administrație. Pentru că s-ar fi apreciat să vedem în situația unui conflict de interese. La momentul de față știm că toți consilieri locați sunt membrii ADVP și votăm tarifele. Și cred că, în punct de vedere al secretarului, în ceea ce privește această chestiune, ar fi cât se poate de ajutător pentru toți consilierii locali. Pentru că poate fi o situație de conflict de interese. Din punctul meu de vedere, este o situație de conflict de interese, dacă stau și o analizez fix cum a analizat ANI celelalte situații pe care ne-am întâlnit de-a lungul anilor. Și chiar dacă în situația asta, punctul de vedere al ANI, care ar putea să catalogueze situația asta ca fiind un conflict de interese, ar veni în contradicție cu dispozițiile legii nouă pe 2011, dacă nu cu ordonanța întreprinderii care reglementează întreprinderile publice. Da. Deci, cum să vă zic eu, la nivel național există o dezbatere foarte mare, amplă, cu privire la acest conflict de interese. Legat de consilierii locali și mai ales cel din Consiliul de Administrație la școli, se văd de la DPP. Eu n-am mai făcut și n-am mai trimis nici pe grup, dacă e necesar am să pot, cer o hotărâre de anarhie curs de casație și justiție a dispus consilierii locali care se află în consilier de administrație nu sunt în conflict de interese atunci când votează bugetul cu privire la cele școli. Cred că de luna ianuarie această decizie. La momentul acesta, dumneavoastră aprobați niște tarife. Sigur, aceste tarife nu sunt, totdeauna s-a raportat, cel puțin anii se raportează, la un beneficiu, la un patrimoniu. La momentul acesta, eu zic că nu este un conflict de interese, pentru că aprobați tarifele pe care le practică DPP-ul și nu ceva ce... era aceeași situație, era și la școli, domnul secretar, nu era un beneficiu pe care îl realizam direct. Da, dar erau niște bani care plecau. Și aici sunt niște tarife. El dacă prestează... Păi da, dar el facturează în baza acestor tarife pe care noi le majorăm la acest moment, se prestează servicii de către DPP care urmează a fi facturate de către primărie, care urmează a plăti către DPP. Adică până la urma urmei, la finalul acestui
proces, vom ajunge în aceeași situație, în care vor ieși bani din buget. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar puneți-vă situația. Bun, nu votați la lucrurile, nu încasează de pe PNL. Cine votează? Nu votați bugetul de PNL? Știți că am avut discuția asta, am avut-o la un moment dat și am spus că o să ajungem în situația în care nici taxele și impozitele locale n-ar trebui să le votăm. Pentru că... Mai venim aici? Păi asta am vrut să spun, exact. Cred, dacă îmi permiteți, eu cred că e o concluzie între calitatea de acționar și cea de membru a Consiliului de Administrație. Sunt două lucruri total diferite. În cazul de speță la DPP, acționarii nu au niciun beneficiu. Membrii Consiliului de Administrație au un beneficiu. Și ați avea dreptate, dacă am fi membrii Consiliului de Administrație, ați avea dreptate, doamna consilier. Dar așa nu. Suntem doar acționari. Da, și eu sunt de acord cu ceea ce spune domnul consilier. Calitatea de acționar este una, calitatea de membru în Consiliul de Administrație sau ca și administrator este cu totul altceva. Și că la școli eram membri în Consiliul de Administrație. Da, la școli eram membri în Consiliul de Administrație și legea prevedea să nu fiți în Consiliul de Administrație și în alta curte a venit și a clarificat lucrul ăsta prin o sentință, iar aici sunteți acționari. Deci, reprezentați acțiunile. Eu bănuiesc că fiecare dintre dumneavoastră, sau fiecare, și atunci nu aveți posibilitatea să fiți acționar la o societate, dar nu și administratori în relația... Să nu confundăm lucrurile. Nu suntem acționari în nume personal. Suntem acționari în numele municipiului. Nu are legătură, pentru noțiunea de conflict de interese nu face distinție. Deci aici trebuie să ne raportăm foarte clar la ceea ce... Consilier, ca să rămânem lucrurile. Dacă eram acționar persoane fizice, beneficiul pe care îl avea societatea respectivă trebuia împărțit acționarilor, da? În spețe, beneficiul respectiv se reportează sau se împarte municipiului de niște. Da, bine, eu discuție... Dând o parte, dacă dăm de o parte ce au membrii Consiliului de Administrație. E o discuție pe care probabil ar trebui să o purtăm cu ore în șir ca să ajungem la un consens și poate nici atunci n-am ajunge că nu este consens nici la nivel național pe treaba asta. Ideea este că e foarte bine că domnul secretar și-a spus punctul de vedere pentru că astfel consilierii locali votează fără a avea teamă foarte mare legată de consecințele pe care le-ar putea avea un vot într-o astfel de situație. Acum, sigur, nu vreau să ajung și să zic că am votat nimănui. Eu îmi spun de vedere aici, dar cei care care răspuns de dumneavoastră, pentru că în situația în care Ani va considera într-o altă situație sau acum o stare de conflict de interese, vă spun sigur că nu va ține seama de punctul de vedere al secretarului decât de pe o hotărâre judecătorească. Pentru că au fost puncte de vedere emise la nivel de ministere, de ministru, pe care ceilalți n-au ținut seama. Ulterior a trebuit să intervine instanța de judecată și să răspundă... E o probă în circunstanțiere, domnul secretar, adică pentru cei care nu sunt juriști în Consiliul Local, eu înțeleg ce înseamnă și mi-asum votul, pentru că nu sunt de acord cu politica anii legată de conflictul de interese. Dar sunt colegi care, cum să zic, nu sunt juriști și care, cum să zic, au emoții. Eu vă recomand ceea ce m-au recomandat mai toți secretarii la nivel de municipiu, acolo care îi ține legătura aproape zilnic pe grupul de WhatsApp, să faceți lobby pe lângă parlamentare de pe care îi aveți, pentru că trebuie intervenit atât în podul administrativ cât și în legea 161, pentru că se depășește mult, prea mult. Deci, așa cum spunea și domnul Cicoșu, rostul dumneavoastră aici ar fi, n-ar mai băta nimeni și suntem, dacă de ne, să ne luăm de fiecare, eu știu, speță în parte, va fi foarte multe spețe unde vom găsi investiții. Și drumuri să mai văd rog, mă rog. Dacă faceți o stradă undeva, cine locuiește acolo, nu trebuie să-l băteze. Dacă locuiește, tot ce văd de stradă, nu așa. Pe același criteriu, nu-i bugetul. Adică tot s-ar putea considera că e vreun beneficiu al fiecăruia dintre noi. Și eu cred, dar putem că nu e beneficiu, nu are, nu... Dacă s-ar raporta instanțele la chestia asta cu beneficiu sau ani, ar fi senzațional, dar de cele mai multe ori nu se raportează, adică... Care-i beneficiu mai multă la DPP? Niciunul. Eu spun să trecem la acord. Dacă mai sunt alte discuții, trecem la acord. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Avem unanimitate. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate numărul 1 în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor ANL din municipiul Onești pe anul 2022. Inițiator, Mehine Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. Mulțumesc, domnule președinte.
Urmare a faptului că la momentul actual sunt disponibile locuințe ANR, este necesară repartizarea acestora. În acest context, Comisia Socială de Analiză a Cererilor Solicitanților pentru repartizare, pentru aprobarea repartizării, atribuirii și închirierii locuințelor pentru tineri, locuințe sociale, locuințe de serviciu, locuințe din fondul locativ de stat, a procedat la verificarea dosarelor depuse la Registratura Primăriei Municipiului Onești, stabilind lista de specialiști din sănătate, care definesc condițiile necesare atribuirii unor locuințe ANR. Față de cele prezentate, propunem de aprobare proiectul în forma prezentată. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia numărul 1, aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumim. Dacă sunt observații pe marginea proiectului de hotărâre, dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor. Am sărit, îmi cer scuze. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei numărul 1 pe anul 2022 a solicitanților eligibili în vederea emiterii atestatelor de administratori de condominii din municipiul Onești. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. Până la data de 31.12.2021 au fost depuse două solicitări eligibile în vederea obținerii atestatului de administrator de condominii pentru persoane fizice. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, la data prezentei, Comisia de Analiză a procedat la verificarea dosarelor depuse la Registratura Primăriei Municipiului Onești și a stabilit lista cu persoane eligibile pentru obținerea atestatului de administrator de condominii. Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia numărul 1 a avis favorabil. Comisia numărul 4. Avis favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt observații pe marginea proiectului de hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Se trece la proiectul următor. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite prin Agenția Națională de Locuințe în municipiul Onești. Inițiator, Medine Victor Laurențiu, primar. Care cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare. Conform prevederilor legale, criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii se adoptă sub formă de propuneri și se transmit spre avizare Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației în stâlp de o copie a actului prin care au fost adoptate. Față de cele menționate mai sus și în conformitate cu documentele înaintate, în vederea analizării și dezbaterii, propunem aprobarea proiectului în forma inițiată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia numărul 1 are aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumim. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Eu am o întrebare. Vă rog. Am văzut criteriile și excepțiile de rigoare. Aș vrea, domnul primar, poate reușim să ne ținem de ele, să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat până acum. Nu dezvoltăm, dar poate ne ținem de ele. Nu. Și întrebarea mea ar fi așa. După o perioadă de timp, să zicem în 5, în 10 ani, putem face o reverificare să vedem dacă se mai încadrează în criterii? Că așa se încadrează la început, la 20 de ani în criterii și mai este de acolo la 65. Domnul director, poate să ne spună domnul secretar? Cum? Nu, dar nu așa. Există o procedură și trebuie să o respectăm. Nu știu că se dorește. Când se prelungesc contractele, contractele se prelungesc și atunci se verifică criteriile. Nu, domnul director? De fiecare dată la prelungirea contractului? Dar dezvoltați totuși. Domnul Consilier, vă rog, dezvoltați, că e interesant și se lasă. Nu, serios, dezvoltați când ați spus că nu... s-a făcut altă. Era vorba de mandatul dumneavoastră. Era vorba de cum s-a practicat până acum. Tot la fel s-a practicat și până acum. Vă rog, că numesc eu. Dacă dumneavoastră cunoaște ceva sau doamna... Dacă știți pe doamna... Poate nu vin mandatul meu, dar doamna director e mult de... Se simte acuzată, clar. Să știți că există și mult folclor. Dacă mai sunt șase discuții...
Nu, să știți că toate repartizările s-au făcut după criteriile pe care au fost avizate, aprobate de Ministerul Dezvoltării și Administrației. Deci nu s-a făcut. Și au fost trecute prin Consiliu cu o comisie în care consilierii locali făceau parte din comisie. Deci eu nu văd unde ar fi. Dar, mă rog, dacă aveți alte informații, ar fi bine să le spuneți în Consiliul Local. Da. Dacă mai sunt alte observații, dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Avem unanimitate. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea curată a inflației comunicată de către Institutul Național de Statistică a cuantumului chiriei aplicat de anul 2021 pentru locuințele realizate de Agenția Națională pentru Locuințe din municipiul Onești. Inițiator Medine Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar general. Valorificarea judicioasă a acestor spații cu destinația de locuințe este condiționată de stabilirea unor tarife corespunzătoare care se constituie prețul minim lunar pe metru pătrat în vederea stabilirii cuantumului chiriei lunare. Astfel, chiria stabilită se actualizează anual cu rata inflației în termen de 30 de zile de la data publicării datei inflației comunicate de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior. Față de cele menționate, propunem spre aprobare proiectul în forma inițiată. Mulțumim. Comisia numărul 1 are aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre, dacă nu sunt observații, se pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Avem unanimitate. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind actualizarea curată a inflației comunicată de către Institutul Național de Statistică a cuantumului chiriei aplicabile în anul 2021 pentru locuințele sociale, locuințe din fondul locativ de stat și locuințe de serviciu aflate în domeniul public sau privat al municipiului Onești și administrarea Consiliului Local Onești. Inițiator Medine Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare. Valorificarea acestor spații cu destinația de locuințe este condiționată de stabilirea unor tarife corespunzătoare care se constituie prețul minim lunar pe metru pătrat în vederea stabilirii cuantumului chiriei lunare. Clauzele contractelor de închiriere a locuințelor din proprietatea sau administrarea Consiliului Local Onești stabilesc actualizarea cuantumului chiriei în funcție de rata anuală a inflației până la data de 31 ianuarie, inclusiv a fiecărui an. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim. Comisia numărul 1 are aviz favorabil. Dacă există discuții sau observații pe marginea proiectului? Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Avem unanimitate. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului de zile de concediu de odihnă neefectuat în anul 2021, ce urmează a fi efectuat în anul 2022, de primarul și viceprimarul municipiului Onești, inițiator Bujor Dumitru Marcel, consilier local. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare. Potrivit prevederilor legale în vigoare, prevederile legale în vigoare reglementează faptul că în cazuri excepționale cu aprobarea Consiliului Local, primarul și viceprimarul poate efectua concediu de odihnă anual în anul următor. Asta e raportat la cele prevăzute, propunem Consiliului Local spre aprobare numărul de zile de concediu neefectuate în anul 2021 de către primarul și viceprimarul municipiului Onești și să fie efectuate în anul 2022. Zile de concediu care se adaugă la numărul de zile de concediu de odihnă ce vor fi efectuate aferente anul 2022. Raportul Comisiei numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumim. Am înțeles că se votează cu buletin de vot aici. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Aș dori să anunț că eu mă abțin de la vot. Nu participați. Dacă nu mai sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Se trece la proiectul de hotărâre următor, proiectul numărul 13, proiect de hotărâre privind nominalizarea a doi consilieri locali în calitate de membri în cadrul Comisiei de Evaluare pentru anul 2021 a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Onești, consilier juridic Daniel Spân, inițiator Medine Victor Laurențiu, primar.
Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare. Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general se constituie prin dispoziția primarului pe baza propunerilor, nominalizărilor Consiliului Local. Având în vedere prevederile legale privind evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici de conducere, pentru evaluarea performanțelor individuale ale secretarului general se propune desemnarea doi consilieri în calitate de membri în cadrul Comisiei de Evaluare, ce se va constitui în acest sens, alături de primarul municipiului Ionești. Se supune spre dezbatere și aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată, cu mențiunea că va trebui să faceți nominalizările, iar proiectul se lucrează cu convers secret. Avizează comisia numărul 4. Aveți favorabil. Mulțumim. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre, sau propuneri, să facem propunerile și buletinele de vot. Vă rog, domnul Maxim. Propunere pentru această comisie, aș fi de acord cu domnul Maricel Bujor. Grupul PSD, îl propune pe domnul Nicolae Andonat. Avem două propuneri. Facem buletinele și votăm cu buletine. Fiind doar două propuneri și nu mai multe, n-am mai scris numele în căsuță, se votează cu semnul împotrivă sau abținere. Să vă rog, 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 să vă rog
Cineva trebuie să iasă. La nivelul aparatului de specialitate al primarului a rezultat ca urmare a analizei de fond a activității, având de scop ducerea la îndeplinirea obiectivelor generale asumate de conducerea instituției, astfel ca la modificările de structură propuse, astfel cu modificările de structură propuse vor conduce la eficientizarea actului administrativ. Ținând cont de faptul că autoritatea publică are responsabilitatea dezvoltării armonioase a teritoriului aflat în raza sa de competență și de asemenea răspunde activitatea de amenajare a teritoriului, se consideră necesară reanalizare și reașezarea structurilor funcționale în cadrul aparatului de specialitate al primarului, instituțiilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local. În considerarea celor prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia numărul 1 a zis favorabil. Comisia numărul 4? Favorabil. Mulțumim. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre? Eu, domnule președinte. Vă rog. Întâlnim într-un proiect. Am găsit câteva greșeli de redactare. Nu sunt foarte importante, dar le putem corecta. La pagina 3, la punctul 1.2, scrie acolo 5 posturi aferente funcției publice de execuție de inspector superior și aveți 6 nume, un nume trecut de 2 ore. De raportul de specialitate, da, mi-am zis. La pagina 9, la punctul 1.1, scrie așa, un post vacant aferent funcției publice de conducere de director executiv ocupat de... Dacă e vacant, nu are cum să fie ocupat. Iar la pagina 10, la punctul 1, paragraful 3, scrie așa, se înființează un post aferent funcției publice de execuție de șef birou. Acela este un post public de conducere, nu de execuție. Șeful de birou. Corect? Da. Ok. Dacă le corectăm, totul e în regulă. Da, le-am, o să fie procesul acolo și le corectăm, le-am... Putem reveni la aprobarea proceselor verbale de ședință. Dacă mai există alte discuții, alte puncte de vedere, dacă nu sunt observații, sunt pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Luați actul partidului la vot. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Da. O să notăm 20 pentru și o altă. Ne participare la vot.
Aveam, vă rog, dar nu mă duc la întrebare. Proiectul 15. Proiect de hotărâre privind salarizarea pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarilor, al primarului, instituțiilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local. Inițiator, Medine Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare. Pentru punerea în aplicare a prevederilor legale actuale, prin care se stabilește salariul minim brut pe țară garantat în plată în contul de 2.550 lei, se impune reducerea la nivelul salariilor, salarii care nu îndeplinesc condiția statuată, respectiv mai mici de 2.550 lei, așa cum rezultă din anexă. Pentru celelalte categorii de funcții care îndeplinesc prevederile impuse de hotărârea de guvern, salarizarea se menține la nivelul lunii decembrie 2021, în măsura în care personalul ocupă această funcție și desfășoară activitatea în aceleași condiții. Pentru aceste considerente, își propunem aprobarea proiectului, să punem spre aprobare proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Comisia numărul 1 a fost favorabil. Comisia numărul 4. Aveți favorabil. Mulțumim. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Avem o activitate. Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării unor evenimente culturale artistice de către municipiul Onești în anul 2022. Inițiator, Medine Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune organizarea și finanțarea două evenimente culturale artistice, respectiv concursul Cartea pe care o iubesc și spectacolul de muzică și balet Vocea Emoții, cu sumele specificate în documentația înaintată. Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Comisia numărul 1 are aviz favorabil. Dacă sunt observații pe marginea proiectului, dacă nu sunt observații sau discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. Proiectul 17 a fost retras de pe ordinea de zi. Proiectul 18. Proiect de hotărâre privind actualizarea curată a inflației de 5,1% a nivelului redevențelor chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale având ca obiect concesionarea sau închirierea terenurilor în proprietate publică sau privată a municipiului Onești pentru anul fiscal 2022. Inițiator, Medine Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. În investarea atribuțiilor ce revin, Consiliul Local aprobă anual indexarea redevențelor chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale, având ca obiect concesionarea închirierea terenurilor proprietate publică sau privată a municipiului Onești. Acestea constituie o sursă importantă de venituri, utilizată pentru cheltuielile publice a căror finanțare se asigură de la bugetul local în condițiile legii. Văzând comunicatul de presă al Institutului Național de Statistică numărul 17 din 14.1.2022, care precizează că rata anuală de inflație aferentă anului 2021 este 5,1, propunem spre aprobare proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia numărul 1 are aviz favorabil. Comisia numărul 4, o secundă sau am avut o întrebare cu 18. Da, Comisia 1, este doar Comisia 1, a zis favorabil. Dacă sunt discuții sau observații marginea proiectului, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni, nu e nimeni împotrivă, da? Unanimitate. Trecem la proiectul numărul 19. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești a unor imoturi constituite din terenuri cu și fără construcții situate din intravilanul municipiului Onești. Inițiator, Medine Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare. În exercitarea atribuțiilor ce revin, Consiliul Local al Municipiului Onești aprobă anual indexarea redevențelor. Am găsit mai sus. Da.
Din urmă ce fac obiectul propunerii de preluare în proprietatea privată a municipiului Nes, sunt situate în programul localității identificate prin planul de amplasare și delimitare. Aceste imobile au fost inventariate, delimitate și măsurate ca urmare a unor cereri depuse de persoanele fizice și juridice, având ca scop participarea la licitații publice în vederea concesionării sau închirierii a terenurilor sau bunurilor realizate pe acestea. Ca urmare a celor expuse mai sus și conform prevederilor codului administrativ, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre format prezentat. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Comisia numărul 1 are disfavorabil. Comisia numărul 4. Mulțumim. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. Proiectul numărul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui imobil teren aparținând domeniului privat al municipiului Onești. Inițiator, Medina Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare. Terenurile aparținând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Onești pot fi concesionate în conformitate cu legislația în vigoare și în condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului. Concesionarea terenurilor prezintă un dublu interes, atât pentru municipalitate, prin valorificarea superioară a suprafețelor de teren, proprietate publică sau privată, cât și pentru cetățenii orașului. Ca urmare a celor expuse mai sus, conform prevederilor codului administrativ, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Comisia numărul 1 are disfavorabil. Comisia numărul 4. Mulțumim. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre, dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. Proiectul 21. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz și servitude asupra unor suprafețe de teren aparținând municipiului Onești. Inițiator, Medina Victor Laurențiu, primar. Domnul secretar general are cuvântul pentru a prezenta referatul de aprobare. Prin adresele înaintate de către 10 de Algaz Grid, se solicită acordarea dreptului de uz și servitude asupra suprafețelor de teren aparținând municipiului Onești pe întreaga durată de existență a construcției energetice în vederea realizării de lucrări specifice în municipiul Onești. Drepturile de uși servitute care au ca obiect utilitatea publică au caracter legal, iar conținutul acestora este prevăzut de lege și se exercită fără înscriere în cartea principală pe toată durata existenței capacității energetice sau temporar. Exercitarea drepturilor menționate anterior asupra proprietății statului sau unităților administrative teritoriale aplicate de capacitățile energetice se realizează cu titlul gratuit pe toată durata existenței acestora. Față de cele analizate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre formă prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia numărul 1 are aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. Trecem la proiectul următor, proiectul numărul 22, proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru unele bunuri imobile, terenuri, construcții, aparte în proprietatea publică sau privată a municipiului Onești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative a acestora. Inițiator, Medina Victor Laurențiu, primar, are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. Prin hotărârea ale Consiliului Local anterioare au fost atestate ulterior înscrise în cartea funciară unele bunuri, terenuri, construcții, proprietatea municipiului. Ținând seama de prevederile legislative viitoare, bunurile imobile trebuie să evaluate și reevaluate. Astfel, s-au întocmit rapoarte de evaluare și reevaluare de către un expert sau evaluator autorizat, membru ANEVAR. Supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare și sau reevaluare pentru bunurile imobile, terenul, construcția aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Onești în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative acestora. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Comisia numărul 1 are aviz favorabil. Comisia numărul 4. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate.
Proiectul numărul 23, proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării unui contract de concesiune prin suplimentarea suprafeței terenului concesionat și aprobarea modelului de act adițional. Inițiator, Neghine Victor Laurențiu, primar. Raportul de special, la rândul domnul secretar general pentru a prezentare cadrul de aprobare. Printr-o hotărâre anterioară, Consiliul Local a aprobat concesionarea unei situații de teren situată în municipiul Nesta, dar la vedere numărul 3. În actualizarea măsurătorilor cadastrale, în conformitate cu planul de amplasament de limitare a imobilului, întocmit de persoană autorizată a NCTI, se impune modificarea situației de teren concesionate. Ca urmare a celor expuse mai sus, propunem spre analiză și aprobare proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea modificării unui contract de concesiune prin suplimentarea suprafeței terenului concesionat. Raportul de specialitate de la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Comisia numărul 1 are aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt observații. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. Proiectul numărul 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea. Vă rog. Aș vrea la proiect să vă anunțăm că la proiectul 24, grupul USR Plus nu va participa la vot. Proiectul 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren în suprafață de 59 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, aferent spațiului comercial situat în Bulevardul Republicii numărul 66, din municipiul Onești, de Tupacă, inițiatori, Bujor, Dumitru Marcel, consilier local și Vașcu Apocălă Elena, consilier local. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare. Obiectul prezentului proiect de hotărâre constituie aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren suprafață de 59 metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, a teren spațiului comercial situat în Bulevardul Republicii numărul 66, municipiul Onești, Botul Batău, solicitat de zonă Crăciunea Mila. Imobilul teren aparține de membrii privat al municipiului Onești, este situat asunțială cu numărul 66.926, numărul cadastral 66.926. Pe aceste terenuri, concesionarii inițial au edificat construcția închise cartea funciară. Ca urmare a celor expuse mai sus și conform prevederilor codului administrativ, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specializare de la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Comisia numărul 1 are aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil și la Comisia 4. Mulțumim. Dacă există discuții pe marginea proiectului de hotărâre? Două cuvinte aș vrea să spun eu, dacă permiteți. Cred că și domnul Bujor ar fi vrut să vorbească, dar pe după. Suntem un piculeț puși în situația de a sta pe loc cu, cu aceste proiecte privind vânzările. E o chestiune pe care ne chinuim să o deblocăm. Este vorba de o interpretare a dispozițiilor articolului 364 din codul administrativ. La momentul de față, știți, când sunt mulți juriști, sunt multe păreri. Suntem împărțiți în mai multe tabere, cei care lucrăm la și avem misiunea de a încerca să ducem la capăt aceste proiecte și pe această cale vreau să-mi cer scuze celor care au depuse cereri și așteaptă finalizarea lor și sunt foarte mulți oneșteni care doresc să cumpere terenul și sunt destul de multe cereri care nu sunt finalizate. Eu îmi doresc ca într-o perioadă foarte scurtă de timp să cădem la unison și să înțelegem cu toții că dispozițiile 364 trebuie interpretate într-un singur sens și să procedăm la rezolvarea, soluționarea acestor dosare, așa cum își doresc cei care au depus cere. Mulțumesc! Dacă domnul președinte, aș vrea să fac doar o mică rectificare cu scuzele de vincoare, doamna consilier, din punctul meu de vedere, nu sunt mai multe tabere, sunt opinii diferite. Tabere să nu se interpreteze altfel. Nu are sub nicio formă nimeni un alt interes dintre noi toți cei care lucrăm în această comisie, decât să reușim să ducem la bun sfârșit cererile făcute de către oneșteni. Ideea este că, într-adevăr, pe argumente juridice există niște opinii diferite. Opinii diferite, exact. Da. Până ajungem, o să vedem, sper că în curând la unison,
Sperăm să ne mai ajute câte instituția statului care să lămurească dispozițiile articolului 364 în așa fel încât să avem verde la promovarea proiectelor pe ordinea de zi a Consiliului Local. Dacă nu mai sunt alte observații, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? La verde, 21, 18, că nu participă la vot, se reclus, nu? Și obținere, doamna Ani. Nu, nu obținere. Și doamna Ani și doamna Pleca. Uitați, proiect numărul 25. Da, și 15 trece, cu 15 vote, deci nu au participat la vot. Da, cu 10 vote. Sunt 15, n-a participat domnul Roșca și domnul de la și grupul SR, 21-4. 17, 2 abțineri, 15 voturi. Ai să-și alte abțineri? Nu, e bine așa. Proiectul numărul 25. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri proprietatea municipiului Onești. Inițiator, menține Victor Laurenci, primar. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare. Prin hotărâri de Consiliu anterioare au fost așteptite sub forma concesiunii să trafeze teren menționat în documentul înaintate. Ținând cont de solicitările legislate la primăria municipiului Onești, se propune transmiterea dreptului de concesiune conform datelor de identificare menționate. Având cele, cele menționate, propune spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre formă prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Comisia numărul 2 a vis favorabil. Comisia numărul 4. A vis favorabil. Dacă sunt discuții și observații la marginea proiectului. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? La punctul 26 avem probleme de interes local. Dacă se înscrie cineva, da, domnul Vizor, vă rog. Da, am vrut să iau cuvântul la punctul 14, în ceea ce privește proiectul de hotărâre privind organizarea aparatului de specialitate al primarului, aflat în sub ordinea Consiliului Local. Văzând în organigramă că sunt foarte multe locuri vacante, asta nu înseamnă că aceste puncte vor fi obligatoriu ocupate și deoarece în oraș s-au vehiculat anumite opinii în ceea ce privește organigrama, precum că ar fi prea sufoasă, iar eu știu că organigrama este subdimensionată, ar trebui să informăm pe oneșteni, prin cuvântul domnului primar, că această organigramă este subdimensionată. Nu cum se vehiculează, că vai de mine, în primărie sunt persoane care taie frunză la căini. Am văzut că e subdimensionată, unde servicii chiar își desfășoară activitatea cu mai puține funcții. Și vreau să ne spune domnul Ivan dacă această organigramă este subdimensionată la ora actuală. Mulțumesc. Dacă este sub sau supradimensionată, vom afla într-o perioadă imediat următoare. Se pare că vom identifica și s-au demarat procedurile să identificăm fonduri, să atragem fonduri pentru a face o analiză a fiecarei activități pe fiecare compartiment. Inițial am avut intenția, am stat mult în dubii dacă las organigrama, forma asta de organigramă astăzi sau o retrag pe ordinea de zi. Numai că am avut obligativitatea, trebuie făcute niște reglementări legate de poliția locală. Acolo a fost principala problemă, trebuia scoasă subordinea direcției juridice și trebuia să pleacă direct în subordinea primarului. Asta este, a fost o obligativitate și nu prea suporta foarte multă amânare. Dar dacă reușim în următoarele 6 luni să facem această analiză, cu siguranță ne vom reîntâlni peste 6 luni, că e un termen de 6 luni, timp de 6 luni nu putem modifica organigrama, să
Restul punem și să aprobăm o variantă nouă. Sperăm să găsim și fondurile, să atragem aceste fonduri, să găsim și specialiștii care să ne spună ce dimensiune corectă ar fi pentru ONEX, fiecare compartiment în parte. Da, într-adevăr, noi avem dreptul ca și dimensiunea municipiului la 300, aproximativ 350 de angajați. În realitate avem aproximativ 240-242, erau acum ceva timp, dacă n-am mai ieșit la pensie între timp. Deci suntem 100, aproximativ 100 de persoane, suntem sub dimensiunea în care ni se permite. Nu e chiar așa de supoasă. Singura problemă care cred eu că există, cred că se mai pot reașeza. Sunt compartimente care probabil au prea mulți și compartimente subdimensionate. Dacă întrebăm directorii de la fiecare direcție, toți mai au nevoie de oameni. Toți se plâng că nu sunt suficienți oameni. Dar chiar dacă vedeți posturi vacante, ele vor rămâne vacante. Cele mai multe dintre ele nu avem în vedere decât angajarea aproximativ 4-5 polițiști locali și încă 2-3 persoane din toată schema aia în perioada următoare. La poliția locală, într-adevăr, suntem mult subdimensionați, aveam dreptul la aproximativ 49-50 de polițiști locali și noi la momentul ăsta avem 4-5 polițiști. Și avem în vedere pentru a putea face patrulă în două schimburi, inclusiv în weekend, ne trebuie cel puțin 9 polițiști numai pentru patrulă. Probabil vom ajunge din cei 21 care sunt acum propuși, probabil vom ajunge la vreo 14. Pentru a putea face chiar ce, cât de cât, să ținem orașul de scurt și mult mai bine decât ce se întâmplă până acum. Eu, pentru toată lumea s-a văzut cu ochiul liber, în ultima perioadă, poliția locală a devenit mai eficientă. Dar se pune loc și de mai bine, cu siguranță, și eu cred că prin angajarea 6-7 polițiști locale, schema va deveni cât de cât suficientă pentru a îmbunătăți și a ține orașul sub control. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte probleme, declară închise lucrările ședinței de astăzi.